Ladies and gentlemen, stimată audiență, mă simt onorat să fiu în această zi invitat la deschiderea acestui eveniment. Consider că Dumnezeu însuși privește cu plăcere spre un astfel de loc unde scrisoarea lui de dragoste adresată omenirii este expusă în atâtea forme. Și aș putea spune că nu există carte mai importantă pe pământ ca Sfânta Scriptură. Această bibliotecă de cărți scrisă de-a lungul a peste 1500 de ani de 40 de autori inspirați de Duhul Sfânt, oameni care au trăit în epoși diferite și în medii diferite, o carte foarte coerentă de la prima pagină la ultima pagină, extrem de precisă, numai dacă mă refer la profețiile din ea, care vorbeau despre țări, imperii, regi, care nu existau, dar la vremea potrivită au apărut și profețiile acestea s-au împlinit la milimetru. Dacă vrem ca și națiune, ca și individ, să fim binecuvântați de Dumnezeu, aș spune că am face un lucru foarte frumos, să ne întoarcem cu fața către această scriptură, către această carte sfântă, pentru că atunci ne vom întoarce cu fața către Dumnezeu care ne va putea ocroti și binecuvânta. Eu sunt un om de afaceri și îmi plac lucrurile concrete. Dați-mi voie să vă dau un exemplu concret în sensul acesta. Recent ne-am întors dintr-o vizită din Sud Coreea, o țară care acum 60 și ceva de ani a fost considerată o țară fără nici un fel de ieșire. Generalul MacArthur, în 1953, la ONU, spunea felul următor: nici într-o sută de ani, țara aceasta nu va putea să fie independentă economic. Țara aceasta se află, practic, într-o situație fără de ieșire, la care unii dintre liderii țării Sud Coreea a spus: vrem să avem o revoluție a lui Iisus, nu una politică, ci una care să-L aibă în centru pe Iisus Hristos. Acum 60 și ceva de ani, din poziția celei mai sărace țări, lucruri pe care le-am aflat odată cu vizita parlamentului lor, țara aceasta a ajuns să fie pe locul 11 în ce privește venitul intern brut. O țară care atunci avea 1% din populație creștini, astăzi are 33%, are cea mai mare biserică din lume de 880.000 de membri, la ora 4 dimineața cu un grup de prieteni, printre care și Cristina Olariu de la Radio Vocea Evangheliei și Cătălin, ne-am dus și acolo se cânta și oamenii se rugau. O biserică care nu se închide niciodată. Multe lucruri de povestit, dar aș vrea să închei prin cuvintele celui care este considerat Socrate al României, Petru Țuțea. El spunea următor: Biblia este de origine divină, sufletul nostru este de esență dumnezeiască. El va continua să existe și după încheierea primului act trăit pe pământ, dar să nu uităm că viața aceasta, care este o secundă în comparație cu veșnicia, depinde foarte mult cum o trăim, cum ne oferim semenului nostru și cum ne raportăm cu credință la Dumnezeu. Domnul să ne ajute și El să binecuvinteze țara noastră și pe fiecare dintre noi. Doamne ajută!